Bun, din nou Diana Banat, din prima, din partea celor de la Starnet. Grupul VSD de pe Vespa Banana Optimus. Un pic care a urcat din ce în ce mai mult pe starea popularității, urcat din ce în ce mai des. Și în storocul și competitiv data. Și fiind jucat a început să fie și banat. Draven, un targeted Dan Bănuiesc către Neko, respectiv Omega, pentru a posiți din Neko. Twisted Fate, un ban foarte clasic, un pic foarte bun pentru mobilitatea lui, scalează bine, are tot ce trebuie. Interesant că o bană Blitzcrank și nu Thresh-ul, dacă tu vrei să bani în suport. Dar e pentru Hadouken, respectiv Kagan, dacă nu greșesc, care joacă destul de mult Blitzcrank. Au banat ei Thresh-ul. Red Bull în asta se gândească prea mult. Direct Jarva în loc timp, să vedem dacă se va duce în pădure sau din nou top. De cealaltă parte, iarăși Instaloc a fac imediat Misinu. Cred că va fi în pădure, pentru că l-am mai văzut pe Mankin în pădure. Să vedem, a selectat Nami. Da, ceva mai convențional, ca zic. Să vedem dacă pe mid sau pe top. Acum probabil cei din stare vor lua ceva pe mid, care să se descurce împotriva lui Kha'Zix, dacă nu chiar să o conteze. Se pare că au decis să mă contrazică cei din Starnet. Și-au luat direct ambii eroi de pe bottom, fără să vadă nimic din picurile de pe bottom, acelor din din mare șmecherie. Pot să le zic din mare șmecherie. Bun, de cealaltă parte, Omega a luat Katie și Chris Rise. Vreau să zic că Rise pentru mid, dar am văzut destul de des chiar și în solo queue acum și la jucătorii profesioniști, tot așa prin solo queue, Rise top. Bun, cei din Starnet vor lua... Cert e că mid-ul este un trepicuri, să vedem dacă iar Renekton nu e clar că Red Bull se duce cu Jarvan în pădure. Sau să vedem dacă se va decide să-l ia din nou pe Jarvan top. Da, Jace, e clar, Jarvan va fi în pădure, Jace top. Și ultimul pic din cei din Vespolis, Consiliul Surului, TSM. Nu pot să zic TSM. E, a ieșit, să vedem care e marea problemă. Ce s-a... Săliuța sau s-a împreunat? Ultimul pic e Nami. He, se pare că o să vedem totuși ceva cât de cât neconvențional.
cum să spun, Danny Trail, dar având numele ăla, nu te aștepta să-l zic cum trebuie. Bravo, Camus, ai fost pe fază atunci când s-a întrerupt. Acum vă pe stream, că s-a fost destul de ciudat. Da, a început din nou, se dau banuri la mișto, se termine repede. Heimer, Penny, Mordecai, Ramos, Brand. Și acum Caterinca, să fie banat Nami din greșeală. Bun, nici nu mai citesc, cei pe chat se cancerizează. Da, au luat picurile în ordine respectivă, n-au mai stat să le ia cum era inițial ca să facă după switch. 40 de secunde după încă 3 minute. Ia să mai citim chat-ul puțin cât până începe.
De cealaltă parte, iarăși un disengager foarte bun în Nami, cu ultimata aceea super disengage. Iarăși avem Poke cu Kha'Zix, imediat după ce evoluează eu, fiind și mid de bine, va fi topper, deci nu va avea chiar așa de mult de Poke, dar or... Ba nu, greșesc, Uranus, respectiv Solcrow, este jucătorul de mid. Și Chris de top, exact despre ce vorbeam, acel Ryze top care a intrat acum de curând în meta. Deci Kha'Zix va fi mid, va fi jucat la pura D cu Poke mult. Sunt curios cum îl va juca Chris pe Ryze top. Alte picuri, Lee Sin, foarte bun early, bune gang-uri. Poate va încerca să creeze ceva snowball early. Caitlyn un pic te-a dat de la distanță. Poate scăpa destul de lejer de Jarvan cu trepnetul. Ryze, cazi pentru Poke, Lee Sin pentru early. Să vedem cine va oferi și acest joc. Singura chestie pe care nu mi-o doresc e un stomp. Să se câștige lane-ul, să câștige ce echipă va fi mai bună, dar nu vreau joc de 20 de minute. Și ce amuzant mi s-a blocat. Nu, a început. Bun, a început jocul. Din prima ce mi atrage privirea e că Ryze e pe master de utility. Observăm biscuitele. Joacă. Se aude? Cam au ceva probleme cu Skype-ul. Bun, sper că e bine și că mă aud. Continuând, ia să-mi aranjez rolurile, măcar pentru mine, ca pentru Steam, Stream logică nu le pot aranja. Așa, de cu AD, mid cu mid, jungler cu jungler. Bun. Începuturi din nou, nimic interesant, nu m-a interesat să spun. Bănuiesc că toți care se uită sunt și jucători, nu trebuie să explic de parcă e prima oară când vezi jocul. Mici șmecherii de level 1, să vedem ce vor face. Cei din Starnet au pus un ward deasupra returilor. Un ward destul de bun pentru a controla movementul jungle-ului advers. Putea fi văzut cum e de top de pe partea aia. Țin noroc și cum face returile, cum vine mid. Cei din West Police, hai că le zic TSM să nu zică nimeni. Cei din TSM au pus un ward la, și ei la returi. Dar Jean a pus repede un ping și l-a curățat. Junglerii și încep clasic, la lupe ajutați de către suport și AD. În timp ce mid-ul și top-ul fac returile și de cealaltă parte blue-ping. Bine, desigur și golemii în partea lui Varus și Jana. Un ward rapid pus din partea lui Ryze. Nu vrea să aibă parte de niciun fel de surpriză. Junglerii cam la fel de rapizi ambii. Ia să vedem ce va face Lee Sin. Încearcă o mică șmecherie în pădurea adversă, dar este văzut repede către Red Bull-ii, care îl gonește repede cu bastonul lui ascuțit. Pe mid, ca zic, deja începe să câștige early trade-urile. Fiind un campion de AD, asta e treaba lui. Să dea cât de cât stomp la AP carry pe mid. Că de asta duce AD, să-l poți bate pe lane.
Hai direct camera, fii și tu drăguță și du-mă puțin pe top. Că văd că e 10 la 2 la creep în favoarea lui Jace. Mi-ar place să văd dacă funcționează acest pick de rise. Am văzut de câteva ori cum ziceam în solo queue, dar n-a funcționat. Kha'Zix încearcă aici să fure blue, blue cel puțin nu l-a furat, dar apoi a încercat să facă kill. First blood foarte frumos. Foarte frumos jucat acolo din partea lui Red Bull. În primul rând... Lee Sin, da? Îl vedem și pe Jace venind de pe top foarte rapid. Comunică mult mai bine, cel puțin inițial. Au folosit aici multe resurse în summoner-uri, dar au luat un kill foarte important pe jungler early, având double buff-urile pe el. Îl poate duce foarte mult în urmă. Da, vreau să zic că a jucat foarte bine Red Bull-ul faza aia. În primul rând nu și-a pierdut blue. În al doilea rând a știut să se retragă la timp, astfel încât să nu moară. Și a știut și să se întoarcă, să-l bată folosind acel flash. Un gang aici din partea lui... respectivului Red Bull, dar nu a putut să facă kill. L-a văzut, a reușit n-am să-l vadă la timp. Top în timp ce Jace a fost pe mid și a luat acel kill, Ryze a revenit la farm. Ați văzut că la început era 10-1 pentru Jace, situația ce nu arăta prea frumoasă pentru Ryze, dar Jace a luat un kill care se va simți când va merge să cumpere. A, inevitabil ajunge Jace să împingă mai mult turnul decât, de fapt, linia, mai mult decât Ryze, cel puțin până în level 6 din cauza Q-ului său. O categorie. Chiar și la level 6, Jace, dacă vrea să pușeze, pușează. Că Ryze, ca oia, de când activează ultimata, Jace are cu fiecare Q. Da, mă spuneam că un wave ar putea curăța Ryze, să zicem că rămâne undeva la mijloc. Până ar veni al doilea wave. Dar momentan nu s-a mai întâmplat nimic notabil. Acolo Uranus împinge destul de mult lane-ul pe mid, până va reuși Mind să facă acel nivel 6, pentru a avea și el puțin AOE, ceva mai consistent decât Q-ul său. O mică chestie pe care o observ, acum s-a mai adus diferență că s-a dus în bază, dar ăsta auzi. Varus conducea în farm destul de binișor, era 40 la 26. Dar s-a dat back ca să facă golem și apoi pe bază, Kate n-a reușit să revină, acum 45 la 40. Ryze chiar reușit să preia conducerea în farm. 35 la 32 pentru el. Interesant faptul că Anivia îl conduce la farm pe Kha'Zix. Kha'Zix are treaba lui ca AD pe mid e să dea shutdown la AP, mai ales la ăștia care sunt mai squishy și slabi early. Dar a făcut diferența și au pus-o puțin în conducere pe Anivia, acel gang early. Acel kill pe care l-a făcut Red Bull pe Kha'Zix și Jace pe Lee Sin. Au reușit pe Anivia să depășească acele momente de început când e slăbuță și vulnerabilă împotriva AD-ilor pe mid. După cum am văzut, sper că e aceeași direct camera și pe stream. Dă deja destul de bine Anivia. ...2-0 pentru cei din Starnet, de asemenea conduc 1000 de gold. Mic foarte, foarte mare, dar pentru minutul 7 e o mică diferență. Da, Kha'Zix a luat foarte repede tier-ul, pentru a apuca să-l încarce. Gang top, ia să vedem. Cred că mor ambii. Da, a murit și Ryze și Jarvan. Dar târgul este în avantaj pentru cei din Starnet, pentru că i-au luat kill și assist, în timp ce Ryze a luat doar kill. Bine, adică cei din TSM au luat doar un kill, ieșind de dezavantaj cu un assist pentru acest trade. Prima pauză pusă de către Neko.
Mă duc să văd ce se amuză băieți. Nu mă să mă amuz pe niciun chat, că deja... Da. Puțin chat pe care nu o să-l reproduc, bănuiesc că nu-i pe chat. Că nu ești pe stream. Așa. O mică discuție despre pauză de jucătorii celor două echipe. Jarva începe să câștige războiul de poke de pe bottom, făcând 6 înaintea lui Kate, are un mic avantaj, alt avantaj și cu 10 clipi. În pădure, Red Bull e semnificativ mai dominant decât Lee Sin, direct din scor 2-1-0, fiind martor la toate kill-urile, în timp ce Lee Sin a fost martor decât la a muri odată. Să vedem, bot e o mică încercare de bait, dar nu, n-au reușit nimic. A văzut Varus la timp pericolul. Ați observat din partea lui Jana cum joacă foarte safe, două pink-uri, direct și în tribe-ul și pe rom. Au viziunea și cei din TSM nu au. Astfel Jarvan, când va dori, va putea veni la un gang-ul foarte safe. Pe top rise, văd că s-a mai revenit cât de cât, conduce cu 5 creep și chiar a reușit să pușeze lane-ul. Lee Sin, un început foarte vechi, a făcut lanterna. N-am mai văzut de ceva timp lanterna. Să vedem cum va funcționa. Probabil, simțindu-se în urmă, a vrut să revină. Se încearcă acum un gang top. Chris acolo cred că va fi prins de Red Bull. O să vedem acum un cataclism. Dar Chris a așteptat pentru acel flash, va fi prins inevitabil, deoarece avea acel red buff aplicat. Nu era necesar acel flash. Acel flash al lui Red Bull a fost pe degeaba, Jace l-ar fi prins, a fost, n-a avut încredere în Jace, că o să-l nimerească. A avut el să se asigure că era kill. Da, acolo, într-adevăr, ar fi putut Jace să-l prindă din urmă. Ar fi putut chiar și Anivia să fie apărut. Da, oricum, un flash, o resursă irosită degeaba. O dau și împreună, asta e irosită degeaba. Clotec, foarte aproape de a muri, un flash agresiv din partea lui Warwolf, acolo un exhaust pe Hadouken. Da, cum ziceam și pe mid, Anivia cu ajutorul gang-urilor pe care l-a primit la început, o poate bate chiar 1 versus 1. În timp ce și... Foarte frumos jucat acolo pe bottom din partea lui Warwolf, a reușit să-i omoare pe amândoi, pe Neku și pe Hadouken, folosindu-și bariera cât să iasă din range-ul turnului. O singură lovitură ar mai fi a fost nevoie. Sper să nu se transforme din nou în stomp. E ce văd eu până acum, în general, e 7-1. Da, iar Adeo Warwolf, că mi-a zis cineva acum, e Pasternak. Pentru cei care îl știu. Diferența 3000 gold, dragonul e încă în picioare, să vedem cine va lua primul dragon. Să văd ce a decis să evolueze pentru prima oară. Da, am uitat acum pe skill-urile tuturor să facem maxat, dacă există ceva interesant. Nici interesant, Varus în continuare maxează eu pe vechiul meta. Nu a vrut să încerce cu Q. A decis să încerce cu ce este el obișnuit. Lee Sin încearcă un nou lane game, să vedem cum îl va face. Cei din StarNet au wards. Isu avansat. Lee Sin decide să se retragă.
destul de mult damage la de către Nami aici. Destul de gratis chiar. Și ultima dată din partea lui Warwolf acolo, damage folosește foarte bine Tidal Wave-ul. Da, a salvat acolo Nami pe Caitlyn, dar Caitlyn va trebui oricum să se ducă la bază și a folosit și Clemson. Acolo a apărut și Monkey, e nevoie să-și folosească flash-ul de recera în spatele lui Red Bully. Nu a avut un timing foarte bun. N-am mai stat la discuții cum a văzut că se apropie și Varus flash, pentru că dacă apucau Varus să-i prindă ceva slow, era mort direct, chiar și cu flash-ul. Caitlyn nu se dă back, dar are, cum spuneam, E-ul, care poate să scape din ultimata lui Jarvan. A încercat oricum, nu e ca și cum ar fi un cooldown prea mare. Trebuia să o facă, cred că se dea în bază ca să poată să ia turnul. Să vedem dacă după turn vor încerca să ia și dragonul. Iar pune într-o conducere destul de mare pentru minutul în care ne aflăm. Da, turnul luat, cum ziceam, să vedem dacă se duc la dragon. Ceva pinguri, Jana se dă back. Și Varus vrea să se dea back, dar s-a oprit la timp. Da, se apucă de dragon, vine și Anivia. Pune o ward safe, un tufiște asupra rulii. Dar nu aveau ce să facă cei de la echipa MOV, din păcate erau doar 3. Oarecum în zona dragonului. Nu, cu adevărat în zona dragonului era doar Kha'Zix, dacă ar nu putea să facă nimic. Da, nu putea să-i oprească singur. A pus un ward ca să vadă aproximativ când se retrage de la dragon, ca să aibă timerul pentru următorul. Șapte la 1, minutul 14 jumate, o diferență semnificativă de 5.000 de gold. Dar acum, spre deosebire de celălalt joc, nu e ca și cum ar avea un combo care poate beneficia foarte, foarte mult de un avantaj de gold. Cei din TSM au un combo cu care pot face teamfight-uri competente. Nu e ca și cum trebuie să facă poke sau ceva complicat. Adică nu zic că e floare la ureche, dar nu este chiar așa de complicat cum e dubla de carry. Varus direct ultimat, acum a avut oportunitatea pe Caitlyn. Nu va putea. Ba da, s-ar putea să poată să facă kill pe Nami, turnul nefiind acolo. Nu are Q-ul maxat, dacă avea Q-ul maxat era kill ăla. Dar a trebuit totuși ca Nami să-și dea flash și schimbă direct. Ce-ai? De foarte ce? Bine jucat acolo din partea lui Warwolf. A simțit, de fapt probabil a intuit că se va întoarce Nami să-și apere că își pierd. Shulk, îmi pare rău, nu mă pot abține mie să nu-i critic, dar ce a făcut Nami a fost cancerigen. De ce să se acum a apărut și Uranus în spatele lui Warwolf, a folosit ultimata și nu mai are acel gap closer. Acum s-ar putea să moară fiind prins acolo de Red Bull în Cataclysm. Primit ajutor și din partea Anivie cu acea ultimată și E. Mi-e frică să spun, dar acest joc are tot potențialul a se transforma un stomp, deja începe numai Ryze. Își mai ține lane-ul cât de cât. Era chiar să-l omoare pe Jace, 1 vs 1. Dar în acest timp, cei din StarNet iau al doilea turn, crescând diferența la aproape, 7000 gold. Acum uitam puțin pe top, da, Goku. Goku, da, 97. Suntem acolo pe Red Bully, foarte aproape de Chris. Și nu cred că va reuși aici Chris să scape. Nu, și nici nu ia pe cineva cu el. Da, se poate juca Ryze top. După cum ai putut observa, nu e ca și cum și-a luat-o 1v1 de la Merenem. Dar Red Bully a ținut controlul pe top mult mai bine decât l-a ținut Lee Sin și asta a făcut diferența. 1v1, chiar și așa Ryze, într-un mare dezavantaj, putea să-l bată 1 vs 1 pe Jace acum 2 minute. Acolo Mind are câteva probleme, dar nu cred că vor continua să-l urmărească până în turn. Da, problema este că este în față, are 2-0-1 și au control pe hartă. Kha'Zix-ul este foarte în spate, are 0-3. Nu prea are mult mai puțin damage cât ar trebui să aibă pentru minutul în care ne aflăm. Lee Sin iarăși 0-1-0,
nu prea are nimic de damage, are itemul de ward-ul și lanterna. A, nu a fost deloc util în faza de early game și va începe să fie din ce în ce mai inutil ca și campion, spun, nu ca și jucător, pentru că într-adevăr au fost puși în niște situații foarte, fote dificile și Lissine, de la foarte timp. Gengar, Lissine e foarte bun Gengar, trebuie să profite da, de echipele da, astea exact. Early da. Și laning phase care trece. Încearcă aici un play, dar cum spuneam, ca zic, n-a putut să-i facă follow la timp. A făcut follow acum numai ca să-l trimită nou. Red Bull aici s-a să moară. Adică, uite-te la Red Bull, e 1 versus 3 și nu reușește să-l dea jos. Ba chiar se gândea să intre înapoi, dar a ratat combinația. Are foarte multă armură pentru cât de puțin damage fizic au cei de la Purple Team. Acolo a fost prins Hadouken și reușește Warlord să... Frumoasă ultimata, a văzut ocazia bună acolo pentru Mid Snipe. Termine kill-ul, da. Omega face cea mai bună chestie pe care putea să o facă la momentul actual și anume să pușeze botul. Nu va lua încă turnul. Sus, Mr. Wow este prins de Chris și de Monkey. Să vedem dacă vor reuși să îl omoare fără să pierdă un om. Au reușit destul de ușor. Sunt în avantaj, dar nici chiar așa. Aici Jace a fost mult prea overextend și a căutat acolo. Un 12 la 2, minutul 19 jumate, un avantaj de 7200, da, nu mă înșeală matematica, 7200, în favoarea acelui Starnet. De-abia aștept să văd următorul teamfight, pentru că laning pace-ul, general, l-au câștigat categoric cei din Starnet, nici dacă nu ne uităm la kill-uri, să zicem că nu ne uităm la kill-uri și gold. Nu mă uită-te puțin pe hartă la controlul de turnuri, ward-uri. Da, 30% lead la gold este mult. Știu timer exact la Dragon, au două ping-uri pentru a fi extraordinar de sigur că cei din TSM nu au niciun fel de viziune. L-au luat instant. De data asta nici măcar nu știu exact timerul. Nici măcar aproximativ cei din TSM. La trecută știau un aproximativ de plus minus 10 secunde. Acum nici măcar atâta. Frumos joc acolo, din partea lui Solcrow, adică Uranus, dar pe contul Uranus e Solcrow. Omega a fost parțial prins, dar va putea să scape. Să vedem, acesta e play-ul care ar putea aduce înapoi în joc. Ba. Nu. Nu au avut ce să facă acolo, au fost foarte prost poziționați. Nu, erau chiar mai bine poziționați cei din TSM, chiar îi prinseseră destul de frumos, dar sunt foarte în față cei din Starnet. Dacă nu ar fi fost așa de în față, teamfight-ul ar fi fost categoric câștigat de cei din TSM. Au prins frumos acolo pe Anivia. Erau poziții inițiale, erau mai mulți decât erau cei din Starnet. Dar cum ai văzut? Referam la faptul că erau destul de departe doi membri din... Au sărit pe Anivia, au omorât-o pentru că nu aveam. Dar Kazuko acolo, cum s-a băgat, a luat aproape, cred că 80% damage instant. Numai așa, din 3 skill-uri. I-a dispărut bara. Dacă n-ai fost atent, te era full back 20%. Să vedem dacă vor încerca acum cei de la Starnet un Baron. Deoarece ar avea această posibilitate. Da, mai ales cu damage per procent, cum are Varus. Toate chestii de genul ăsta, cum e damage, procent, hipercarry-uri, oferă posibilitatea baronilor early. Mai ales având avantajul ăsta, dacă poți să wardeze frumos zona baronului, poți să iau un dragon foarte repede.
totuși este un mic risc, pentru că fiind prinși la Baron, dacă sunt prinși la Baron, cei din TSM pot să vină înapoi în joc, un ace, ceva 5 pentru 2, cu tot cu Baron în favoarea lor, îi aduce lejer înapoi în joc. Sunt jucători experimentați și pot să profite de o chestie de genul ăsta. De asta cei din Starman nu cred că vor încerca Baronul decât dacă omoară 1-2 membri și au zona foarte bine wardată. Sau clasicul, hei uite sunt 2 bot, hai la Baron. Nu mă uit cât i-a dat cu un combo pe Janna, auzi Janna, Nami. Ți-a dat Jace lui Nami, i-a dat 40% într-un singur kill. Un combo. Acum preiau controlul asupra hărții. Al doilea turn l-a de pe bot. Chris face ce poate top, ia și el în sfârșit primul turn pentru echipa sa. Cei din Starnet nu par prea impresionați, pușează acum către al treilea turn, dar nu cred că au ce să facă încă. Stand frumos prins pe Uranus, 60% damage din două skill. Se forțează ultimata, trebuie să se ducă acum din nou în bază. Din creepy va urma damage bun la pe turn de către Varus cu shield-ul Janapel. Își permit chiar să tancheze câteva bucăți de turnul. Da, sunt în piști acum pe două părți. Foarte frumos din partea lui Sine acolo cum i-a dat snipe-ul lui Varus, băgându-l în turn. Da, până acum 2 pentru 0. Ăștia sunt genul de player de care au nevoie cei din TSM pentru a-și reveni înapoi în joc. Încă 2-3 chestii mai trebuie să fac ceva de genul ăsta și preiau chiar conducerea. Acum sunt încă în spate, chiar și cu aceste două kill-uri foarte bune făcute. Sau au fost puțin calici cei de la Started acolo? Da, exact ăsta e cuvintul, s-au lăcomit. Puteau să retragă mult mai repede și nu ar fi au probleme, au stat prea mult la asediat. Acum i-ar mai putea costa... Sau ar fi putut să se mute mid imediat cum au văzut că au rămas fără valul de crypto. Da, și să pușeze ambele lane în același timp. Acolo, o vedem pe Nivea Egg Form. Neko tanchează turnul, să vedem dacă va reuși. Oare... A primit acel stun. Foarte frumos acel net din partea lui Neko, a reușit să distanțeze destul de mult. Eram pregătit să spun oarecum worth it pentru că e kill plus pasiva lui Anivia pentru un kill. Dar Anivia a jucat foarte bine acolo, faza a scăpat, echipa aia a venit repede în assist. Și au mai luat încă un kill. Perodon, încă chiar două kill-uri și pe Kha'Zix și pe Nami pentru doar pasiva lui Anivia. Dacă nu greșesc, dragonul ar trebui să revină în 20-30 de secunde. Dar nu mai e tocmai un obiectiv pentru care sunt chiar așa de interesați acum, având atâta avantajul. Au imediat 9000 de gold în față. Dețin control pe toate lane-urile și mid-ul și bot-ul sunt pușate până la turn de la inhibitor. Acum Ryze profită de ratarea combo-ului din partea lui MRN și având red-ul pe el, e posibil să facă un kill. A jucat acolo foarte bine Chris. Da, a încercat MRN cu să-l împingă să dea flash, dar și Ryze avea flash-ul pregătit și l-a omorât. În acest timp, Varus și cu Janna au putut să ia dragonul, cum spuneam, la 26-30 a apărut. Chiar și cu acel kill top puteam observa cum 4-4 cei din Starnet pușează destul de lejer mid-ul. A încercat acolo Red Bull-ii un mic snipe pe Caitlyn, dar nu a fost... Și a fost trimis în bază de către Lee Sin. Din nou, cataclismul. Din nou Lee Sin încearcă acel play să-l arunce în bază, dar nu e vorba de Varus aici, ci de Jarvan, mai tankul. Care însă cred că va primi Chris snipe. Acolo a fost prins și cred că va muri, da. Are foarte mult damage în acest moment Warwolf. Din păcate a ratat acolo ultimata. Toată chestia asta a fost 4 vs 5. Starnet au fost 4, le-a lipsit Jace, care a mutat atunci top. Da, dar grosul acelui plus de gold se află în momentul ăsta pe Varus
Și cu toate că și Jace este destul de mult în față, Varus e pe departe cel mai bine crescut. Ai dreptate, dar să câștige 4 vs 5, pentru că a fost un 2 pentru 1, ținând cum că a fost 4 vs 5, e gata. Acum cu tot cu Baron, pilurile pe care le au, nu mai mira chiar să dea un surrender. Bine, ei pot să încerce, dar chiar nu știu ce ar putea face în momentul de față. Ținând cont că pot pune pauză dacă se deconectează, nu e ca în solo queue, las că poate se deconectează. Vreun Q minune din partea lui Omega aici, un kill cu Baron. Cât de mult HP a pierdut acolo Caitlyn doar din 2 secunde de ultimată, e Anivia și e Varus. Da, aproape era să-i dea bursi, stand. Vedem acolo pe Chris foarte agresiv, a continuat să-i urmărească. Vedem pe Warwolf acum dacă va reuși să moară. Da, a reușit Chris. Asta trebuie să încerce acum, a priori disperate. Să încerce să ia kill-uri, pentru că jucând safe, farm, push, turtle, n-au. O chestie de genul ăsta trebuie să încerce. Dar nu le-a ieșit, a fost un 1 pentru 2 în favoarea celor de la StarNet. Și după ce să mai zic. Și dacă ne uităm la farm însă, sunt chiar destul de egal. Nu cont chiar de avantajul de gold pe care l-au și controlul pe hartă, la farm sunt încă destul de egal. Cea mai mare diferență o putem vedea la AD și este o diferență doar de 12 clipi, care e nimic la minutul 29. Da, evident că nu din acea diferență de creep reușește să domine jocul în acest hal. Încă o pauză. Acele 24 de kill-uri chiar își spun cuvântul. Ia să mă duc să văd ce se mai discută pe ce. Pe România. Și Jana a reușit să fie prezentă la 18 dintre ele. Un procent chiar bun de asisturi. Așteptăm ca jucătorii să-și rezolve problemele pe care le-au întâmpinat și vedem exact cum va evolua jocul. Oricum presupunem toți că va avea o evoluție destul de liniară. Nu cred că ne mai putem aștepta la... Au întrebat acum de Redim. Da, se anunță găul. La schimbări drastice de balance în cadrul meciului. M-am uitat acum repede pe bracket, Next Please a bătut pe Prime. Deci aproximativ avem finala și finala mică. Na, după cum putem observa, nici măcar nu mai încearcă să-și apere turnurile din afara perimetrului bazei. Pentru că știu că... Nici nu pot. Nici dacă da, este inutil. N-au de ce să duc acolo pentru că vor par primi dive. Încearcă acum un turtle, o ultimă defensivă spartanică, fix în bază, în spatele zidurilor. Dar numai să facă, nu o gafă, ci mai multe gafe uriașe cei din StarNet, ca să poată arunca jocul ăsta. Acum la ce poke și putere de asalt au cu wave-ul lui Anivia, Varus, Anivia și Jace. Jace, arăși. Ce vedem acum, engage-ul și-a folosit cataclismul pe Neku, dar ce s-a folosit netul. Chris acolo este urmărit de Jace, Anivia și Warwolf. N-a avut cum să scape, din păcate. N-au nicio emoție să-și dea flash-urile după kill, pentru că-și dau seama că asta trebuie să fie ultimul engage. Sau dacă nu ultimul engage, o să ia două inhibitoare, care oricum cam face jocul să fie gata. Trebuie, chiar poți să tancheze turnul la în bază cu 4 în viață.
Da, al doilea inhibitor. Acum, dacă nu s-ar lăcomi, chestia pe care aș face și eu, ar trebui să se retragă. Sau se pot lăcomi. Da, nu cred că ar avea rost, deoarece încă mai au pe ei Nashor-ul. De fapt, la cât de puțin mai au pe Nashor, probabil vor neapărat să câștige meciul și să nu se prostească. Deoarece un engage acum, ținând că încă mulți erau destul de low, ar fi fost... sau da, bază, toți mai fost periculos. Care a decis, care a găsit un mic cadou de luat acasă, respectiv Redu celor din TSM. Da, diferența e destul de mare de gol între Varus și Caitlyn, în momentul respectiv aproximativ 4000 gold în obiectiv 3. E ce mă amuz dacă te uiți, Caitlyn conduce la farm cu un clip. Da, acele kill-uri și assist-uri spun, spun cuvântul, atârnă mult mai greu. Și Kha'Zix conduce la farm față de Ryze, față de Anivia. E numai așa, pentru că de altceva n-avem ce vorbi, pentru că oricât de mult aș încerca să dau entuziasm jocului, toți care se uită, cum spuneam, nu cred că comentez pentru ăștia care și-au instalat ieri jocul, cam oricare își dă seama că jocul e gata. Da, este aproape final, e improbabil ca cei de la TSM să fie în stare să facă ceva drastic, încât să schimbe cursul meciului în acest moment. Dar putem spera. Trebuie să facă 3-4 chestii drastice ca să mai aibă șansa. Da, cât timp este Nexus-ul în picioare, acolo Chris a fost prins, dar dacă Chris a folosit foarte repede pe Neku, care și-a folosit cleanse-ul și flash-ul. Mă, ce-a bubuit Kha'Zix. Chase n-are nicio treabă, dă flash în 2. Asta anunță GG well played. Cei din TSM deja au dacuit. Ținând cont că băieții veseli de pe vest